Am revenit în studioul Nașu TV Canada astăzi cu o întâlnire mai specială. Avem un oaspete din România pe un subiect care, cred eu, interesează toată diaspora. Am primit un comunicat, un eveniment cultural care va avea loc mâine, duminică, 5 noiembrie 2017, la Catedrala Sfântul Gheorghe din Montreal. Despre ce este vorba, o să-i întreb chiar pe dânsii. Bine ați venit la noi în studio. Bine v-am găsit. Și să vă prezentați. Pe domnul Șerban Popa, românii de la Montreal îl cunosc. Este implicat în activitățile culturale care au loc aici la Montreal. Dar avem un oaspete din România. Bine ați venit la Montreal. Este pentru prima dată? Să rămână, da. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru faptul că ne oferiți această șansă să venim și să spunem comunității românești scopul și durata vizitei. Okay. Pentru că am venit cu un scop precis. Cu un scop anume. Deci, numele dumneavoastră? Sunt Lucian Indirică, sunt directorul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova. Și mai nou, biblioteca noastră și noi suntem cei care am pus bazele unei instituții unice pentru români și pentru România, care se numește Muzeul Cărții și Exilului Românesc. Acest proiect nu a început astăzi, nu va începe mâine. E o continuare al unui proiect început cu un an în urmă. Și dacă puteți ne spuneți în câteva cuvinte de unde a pornit acest proiect, care a fost? V-aș spune foarte scurt faptul că de la idee la produs finit la muzeu n-a trecut nici măcar un an. Ceea ce mi se pare că e foarte rapid. A fost incredibil și pentru noi. Lumea se așteaptă aici peste noapte. Anunțați ceva și mâine dai drumul. Chiar a fost peste noapte, pentru că, așa cum spunea președintele Consiliului Județean Dolge, în prioritatea cei care ne finanțează pe noi ca instituție, cei care ne aprobă bugetul, că pentru această instituție s-au aliniat planetele. Adică, anul trecut, în 18 octombrie, inauguram ceea ce noi am numit atunci o bibliotecă unică în lume, care purta această secție purta denumirea de Biblioteca Exilului Românesc din Paris, Basaram Nicolescu. Basaram Nicolescu este donatorul acestei biblioteci, care a fost inaugurată la Craiova și care se dorea a fi o secție bazată strict pe donația domnului academician, unde se aflau cărți extrem de importante și unele dintre ele rare și unice, foarte multe hârtii, corespondență, manuscrise ale domniei sale, o colecție de ziare și reviste. Cum de ales Craiova? Nu e craiovean. Da, nu este craiovean. Deci domnul academician craiovean. Este născut la Ploiești. La Ploiești. A emigrat, sau mă rog, a fugit în 1968, însă după 1989 a revenit în țară și a vizitat probabil rând pe rând cam toate orașele mari ale României. În 2015, la Craiova, la biblioteca, am aniversat centenarul nașterii lui Vintilă Horia, pentru că Vintilă Horia este născut la Segarce. Atunci am avut un prim contact cu domnia sa în ziua în care a sosit și a doua seară la cină. A fost o discuție foarte scurtă, explicam că eram într-un plin proces de acumulare de donații ale celor doi vicepreședinți ai Academiei Române, academicienii Dan Barendei și Dinu Cegiurescu. Și mi-a zis: doar, dragă, vreau să văd și eu ce ați făcut pentru Dinu Giurescu și Dan Berindei. Și i-am zis cu siguranță ceea ce am putea să facem și pentru dumneavoastră, dacă ați avea ceva să ne donați. A doua zi dimineața a vizitat secțiile dedicate celor doi academicieni, pentru că ne putem lăuda în acest moment cu cea mai importantă colecție de carte de istorie dintr-o bibliotecă publică din România. De la domnul academician Berindei am transportat deja peste 45.000 de cărți și reviste, da. Iar de la domnul Dinu Cegiurescu câteva mii de cărți. De la dumnealui încă mai luăm, este într-o stare de sănătate ușor precară și atunci merge puțin mai greu. Însă în acest moment putem spune că suntem biblioteca cea mai importantă din punct de vedere al cărții de istorie din rândul bibliotecilor publice de la noi din țară. Faptul că doi vicepreședinți ai Academiei Române au ales o bibliotecă publică județeană să-și doneze cărțile personale, pentru că biblioteca domnului Dan Berindei este cea mai importantă bibliotecă particulară după cea a lui Iorga. Și Iorga a donat Academiei Române câteva zeci de mii de cărți, însă cei doi nu au ales biblioteca Academiei Române, au ales o bibliotecă publică. Probabil că acest lucru spune multe despre ceea ce facem noi la Craiova pentru acest segment. Domnul academician Basaram Nicolescu a vizitat aceste lucruri,
și mi-a spus că s-a hotărât să doneze Craiovei tot ce are la Paris pentru a înființa această secție dedicată exilului. Cărțile domniei sale, ca să rezum, sunt cărți tipărite și scoase în exilul, nu doar parizian, ci și în alte țări, inclusiv din America de Nord, sunt importante pentru că au dedicații personale, au gânduri ale autorilor români creatori de cultură în perioada exilului în Europa de Vest și în America de Nord, și sunt importante prin faptul că sunt prime ediții, avem afișe de la toate manifestările culturale din Paris și zona Parisului. Deci era o secție completă dedicată exilului doar pe donația unui singur om. În paralel cu pregătirile pentru inaugurarea acestei biblioteci, pentru că am mers foarte repede, în decembrie am stabilit că în decembrie 2015 că vom face această secție, în februarie 2016 am semnat contractul de donație cu domnia sa, în iunie am transportat cărțile la Craiova, iar pe 18 octombrie anul trecut am inaugurat biblioteca. Însă, deci s-a împlinit un an de când am inaugurat secția. În cadrul Bibliotecii Județene din Craiova. Județene Alexandru și Aristia Aman. În perioada în care pregăteam inaugurarea secției, știți când noi suntem olteni și când Sucăi zicea lui Neamărine, mi-a venit o idee și el zicea, Doamne, ia-mă, cam așa a fost. În perioada în care pregăteam ziua inaugurării și stabileam programul zilei respective, i-am trimis un mail lui Bastarab într-o noapte și i-am scris ce ai zice dacă am face un muzeu al exilului. Răspunsul a venit prompt, că este alături de mine în tot ceea ce vom face, însă amândoi am căzut de comun acord că este o idee utopică. Am mers și eu cu această idee utopică la cei care utopică ne finanțează. Utopică din lipsa fondurilor. Și sau? Nu doar din lipsa fondurilor. Nu puteam să facem un muzeu având doar colecția lui Bastarab, deși era un punct de plecare, era nucleu, dar nu puteam să construim un adevărat muzeu doar pe o colecție. Și atunci Bastarab a fost catalizatorul a ceea ce mai exista în exil, în Europa de Vest din perioada exilului. La vârsta pe care o are, domnia sa a colindat toate beciurile din Paris în căutarea colecțiilor de cărți, arhivelor, oamenilor importanți, și m-a pus în legătură cu urmașii unora dintre cei mai importanți români din acea perioadă urâtă de 45 de ani. Așa se face că am depus un proiect împreună cu Consiliul Județean Dol și cu doamnele de la Direcția de Afaceri Europene pentru a finanța o astfel de instituție. Consiliul Județean ne-a achiziționat o clădire superbă în centrul Craiovei, o fostă casă boierească, unde să-și desfășoare activitatea acest muzeu. Am trecut prin toate etapele destul de, vă dați seama, în care se tot cern și se rearanjează pozițiile și se prioritizează instituțiile și proiectele depuse. Nu vă spun cum a fost când am aflat că am rămas în faza prefinală alături de Mănăstirea Hurez, care este monument UNESCO, fiecare cu păstrarea patrimoniului cultural. Și nu vă mai spun cine a câștigat, vă spun că pe 29 iunie 2017, într-un cadru festiv, președintele Consiliului Județean Dol, Gion Prioteasa, a semnat contractul de finanțare pe fonduri europene pentru proiectul care se numește Muzeul Cărții și Exilului Românesc. Super. Și acesta va exista la Craiova, în sperăm noi maxim 2 ani de zile să avem inaugurarea. Dar de ce suntem aici? Nu ne-am axat doar pe ceea ce vă spuneam că am reușit să identificăm în Europa. Exilul românesc important a fost și în America de Nord. În această vară, cred că semnasem, nu mai țin minte dacă semnasem contractul de finanțare, două personalități ale vieții culturale românești din continentul nord-american ne-au vizitat la Craiova. Din întâmplare? Sau au auzit de... Asta vă poate spune domnul Popa. Unul dintre vizitatorii importanți a fost domnul Șerban Corneliu Popa, artist plastic și om de cultură de aici, din Montreal. Iar cel de-al doilea, domnul profesor Fornade, care se afla la congresul Academiei Româno-Americane, care s-a întâmplat la Craiova. Și eu am fost implicat cu congresul, am făcut comunicatul congresului, dar nu contează. Important este că cu ocazia congresului, domnul director a lansat, în cadrul congresului ARA, a lansat această inițiativă și cu ocazia aceasta, evident, am aflat și eu și ulterior ne-am și întâlnit și am vorbit. Dar a fost văzut plăcut. Ce rămâne de făcut? Da, deci ideea pică foarte bine, pentru că am plecat în vara aceasta hotărât, după evenimentele care le-am avut personale cu soția mea. Am fost în țară cu două obiective. Primul obiectiv a fost să
întâlnesc familia în partea soției și pe partea cealaltă am zis trebuie să fac ceva pentru că a existat o perioadă frumoasă în industria sticlei din România și eu am reprezentat, zic eu cu cinste, la nivel european și cu alte expoziții internaționale, chiar mai mult decât european, sticlăria românească și designul românesc. Vreau neapărat, pentru că era o tristețe și am întâlnit colegii de breaslă la Uniunea Artiștilor Plastici și peste tot am găsit așa o atmosferă destul de diluată. V-am mai spus mai devreme că era un muzeu prin Ardeal undeva care a avut intenția să-mi aloce o sală. Acolo au fost alte și alte lucrări care au făcut în așa fel încât să fie spulberată prezența românească a lui Șervan Popa. Și într-un final, că se spune să-i cer lui Dumnezeu imposibilul, că posibilul mai faci și tu. Când eram mai descurajat și asta, am avut exact când acest... Când o ușă ți se închide, ți se deschide o altă. E, uneori, depinde. În orice caz, cert este, depinde de curent. Cert a fost este un curent bun în orice caz. Da, a fost un curent bun și așa cum vedeți, domnul director este un om de acțiune, este un om care nu are lucruri complicate sau întortocheate, deci este un om care este ca o rază laser. Și, evident, ne-am întâlnit și gândul meu a fost ca să creez un loc unde tot ceea ce am muncit, tot ceea ce am dus din România. Asta e foarte interesant, pentru că eu știu când ați venit în Canada, o mare parte din operele noastre le-ați adus aici. Din 7 țări din Europa, deci din România în 7 țări, din 7 țări din Europa în Canada, am chitanță cu valoare 125.000 de dolari canadieni la vremea respectivă, acum e mult mai mult, iar suma respectivă, cum să vă spun, nu este esențială. Ceea ce este foarte important este că aceste lucrări nu puteam să accept, neavând copii, bineînțeles, să le las de izbeliște și, Doamne Sfinte, mâine, poi mine, ce se întâmplă și eu nu am timp să mă ocup și asta. Și, uitați, este o oportunitate. Pentru că trebuie să spunem că tot s-a încercat de-a lungul timpului crearea în diasporă, acum poate în ultimul timp mai mult se vorbește, dar totuși nu am fost pe toate tribunele. Iau măsuri, nu vedem că s-ar întâmpla în scurt timp crearea unei... Deci, doamna Felicia Popa poate să mă ducă mărturie că efectiv am fost unul din oamenii cei mai vehemenți. Pentru crearea centrelor culturale, se vorbește de crearea acestor centre, dar... De a crea un loc unde să lăsăm o urmă românească în această societate. Nu s-a reușit încă. Noi suntem totuși, din păcate. Reprezentanții unei anumite tradiții culturale, deci noi trebuie să arătăm că am venit aici nu numai pentru a funcționa în societatea de astăzi și noi nu avem o altă contribuție. Și într-unul din interviuri spuneam că e unul cior dacă se sparge. Evident, fiecare cior păstrează culoarea și o parte din desen. Dar nu mai poți să pui nici măcar o lacrimă în acel amas de cioburi. Este foarte important ca noi să refacem acestul cior românesc, să-l umplem cu mărturiile noastre și să-l dăruim societății care ne-a primit. Asta e foarte important, ca societatea canadiană și quebecoază să conștientizeze valoarea culturală a acestor oameni. Când sunt niște ingineri care funcționează la Bombardier sau în altă parte, dar nu știe nimeni de lucrul ăsta. Ei sunt niște oameni angajați și foarte multe cadre românești sunt la toate nivelele, și în arhitectură, și în toate domeniile, există, dar nu sunt conștientizate. Noi, dacă facem acest lucru, nu numai că este partea asta sufletească, uite, o ie, o bundiță... Bine, și proiectul nostru aici în sine e despre asta. Încercăm este să... tot de pionierat. Tot de pionierat și încercăm, cum spune și domnul Șerban Popa,
Sunt oameni deosebiți care au lucrat în diferite domenii și au lăsat amprenta, cum e domnul Paschievici, sunt alții. Da. Acum ne-a părăsit, Dan Hanganu, care ne-a părăsit domnul arhitect Dan Hanganu, care el și-a lăsat amprenta pe străzi, cum ar veni. Da. Un câți arhitect din ei deosebit. Știu că aceștia sunt români? Aici e. Pentru că v-a spune care este și ideea muzeului. Dacă ați ști despre câți români noi nu știm în țară că sunt mari sau că au fost mari în viața lor în Occident, v-ați dat seama cât de important este acest muzeu pentru cultura noastră națională. Exact. Pentru că ceea ce se face prin acest muzeu se recuperează fizic opere, că sunt de artă, că sunt de literatură. Dar se fac cunoscuți niște oameni, dar niște oameni despre care nu a auzit nimeni în România, sunt reintegrați și puși acolo unde le este locul să nu a auzit nimeni în România, noi locuim la Moreal și pe unii dintre ei nu-i cunoaștem noi aici, deși trăim într-o comunitate destul de mică, zic eu. Spre studioul dumneavoastră am trecut pe două străzi și îmi spunea domnul Popa că erau români, cei care aveau numele pe plăcuța cu numele străzii. Da. Deci încercăm și noi cum putem. Deci undeva avem niște urme, nu pot să spun că nu sunt, dar sunt foarte sporadice și s-au pierdut foarte multe valori și foarte multe lucruri de deosebită semnificație. Eu mereu mă refer la acel grup de țărani din Boian care au făcut în Alberta satul Boian, biserica Boian și culmea, unul din tăietorii de lemne a ajuns și în Parlamentul Canadei. Deci, ce putem spune decât că avem toate condițiile, dar nu trebuie decât să ne lipim cioburile. Acum că mi-ați vorbit de țărani, mi-am adus aminte că am primit o carte din România, de la Timișoara, ne-a venit prin poștă, o adevărată surpriză, pentru că adresa nu era pusă bine pe carte, deci pur și simplu poștașul a intrat, a zis, domnule, codul poștal funcționează, chiar există o doamnă cu numele acesta aici și am reușit să primesc această carte. De la Ion Marin Almăjean, Amintiri despre țărani. Sunt poezii și îi mulțumesc nespus că s-a gândit la noi și că ne-a trimis această carte. Deci despre țărani. Țăranul și român noi, care... Și noi îl salutăm pentru faptul că țăranul era depozitarul întregii și conștiințe și cunoștințelor. Eu am vorbit la un moment dat, dacă ne permite puțin timpul, cât de important a fost analfabetismul. Pentru că la o clacă, într-o seară, venea un om sporit. Și toți țăranii din sat spuneau, mă, vine ăla care știe balade și nu știu ce. E, imaginați-vă că oamenii ăia care nu știau să scrie, după ce pleca ăla, se puneau împreună și se întrebau, mă, după ce a spus chestia aia cu versul ăla cu Manole și nu știu ce, după aia ce s-a întâmplat? Și el altul zice, stai că nu mai aduc, ba uite că mi-aduc eu și venea al treilea, al patrulea. Deci lucrarea asta împreună, de refacere din cioburi, iarăși vin, a unei balade care eu am găsit țăran de 100 de ani, care l-am înregistrat și după aia am luat textul. Au ieșit 35 de pagini dactilografiate cu o poezie sau o baladă care el o știa la 100 de ani. Vă dați seama că țăranul ăla nu-și strica mintea cu prostii, că avea un hard disk care era supraimportant să-l folosească pentru cântările de Crăciun, pentru, nu știu, rugăciuni, pentru alte și alte balade, alte și alte povești pentru nepoți și alte... Deci, el avea biblioteca cu el. Biblioteca Amane era la țăran în cap. Asta era fantastic. Dar această bibliotecă era structurată pentru în această lucrare era împreună. Era organică. Și era și organică, nu era modificată. Deci, haideți să ne gândim cât de important e ca oamenii să fie împreună. Haideți să ne gândim însă și la ideea de exil, că îi spuneam domnului director, exilul are deja o suferință. E în litera X, care este aproape ca un sârmă ghimpat. Exilul poate să fie spațial. Exilul poate să fie sufletesc. Exilul poate să apară chiar și într-o familie.
Exilul este o, însă, o, până la urmă, și ceea ce urmărim la acest muzeu, să dovedim importanța deosebită a conștiinței omului care simte la un moment dat X-ul din exil și se forțează să-și salveze conștiința lui și libertatea lui și responsabilitatea lui față de axa cosmică a culturii românești, de a fi continuată și de a nu se lăsa frântă. Noi trebuie să lăsăm această axă, această coloană de cultură și mărturie de cultură multimilenară, să o lăsăm și să devină la un moment dat un far pentru foarte multe alte și alte țări. Noi trăim la nivel mondial o competiție a valorilor tuturor țărilor și tuturor culturilor. Noi nu trebuie să uităm, chinezul își apără cultura lui și așa mai departe. Noi avem și noi cultura noastră. Noi nu putem să ne uităm, că ne pierdem în bere și în mititei. Mie mi se pare foarte interesant că se întorc lucrurile în România. Știți deci... care este motto acestui muzeu? Da. Bine, până să ajungem la opere plastice, așa cum or să vină de la domnul Șerban Popa, se numea acest motto, cărțile se întorc acasă. Se întorc cărțile acasă. Deci e interesant că totuși oamenii care au plecat din România din cauza situației politice. Sau au rămas, mă rog, fiecare a avut povestea lui, de viață. Dar fiecare a încercat să păstreze și a adunat tot ce a ținut de cultură românească, iar acum revine acasă. Toți, adică, invariabil, și-au dorit să se întoarcă în România. Da. Unii n-au mai putut pentru că viața s-a sfârșit la un moment dat, tot în acea perioadă de tristă amintire. Am avut emisiune recent despre Emil Cioran, care, deși ar fi putut să se întoarcă după Revoluție, nu neapărat din fizic sau, nu știu, n-a găsit... N-au crezut în schimbarea din 89. N-au crezut, poate, dar n-au vrut să-și strice nici amintirile. Unii au plecat cu amintiri din copilărie, cu amintiri despre locurile cum le-au lăsat, despre părinți, despre... Eu cred că și-au dorit să-și revadă țara, doar că unii dintre ei n-au mai avut curaj să facă pasul peste graniță înapoi. N-au crezut în acea schimbare din 89 și-au văzut-o mai mult ca fiind aceeași mărie cu altă pălărie, același regim cu o altă față care se va transforma și va fi mai feroce. Acest lucru o să-l aflați cam într-o lună de zile, pentru că în biblioteca lui Vintilă Horia de la Madrid s-a descoperit un nou manuscris, un jurnal ținut în perioada anilor 89-90-91 și cred că o lună din 92, l-a murit în aprilie 92. El în ianuarie 1990 era cu bagajele făcute la ușe să se mute înapoi în România, deci nu să vină să viziteze România, să se mute. Lucru pe care îl depune mărturii astăzi fiica lui Cristina Horia, care fiind în Argentina este sunată de soția lui Vintilă Horia, de mama ei, și îi spune vină cu acea că nu ne mai înțelegem, vrea să ne mutăm în România. Olguța Horia, soția lui Vintilă Horia, nu avea nicio legătură cu România, nu-și dorea să se mai întoarcă. Plecase de foarte tânără atunci când, în anii 40, când ei au rămas la Viena, când au fost arestați de nemți, și nu-și dorea să întoarcă acasă. Însă Vintilă Horia, prin toată opera pe care el a scris-o în exil, trăiește această drama exilului. Toate cărțile lui prezintă exilați, începând cu Capodopera, cu cartea de căpătuit Dumnezeu s-a născut în exil, și finalizând cu cel mai mic jurnal sau articol, cel mai neînsemnat articol pe care el l-a scris, toate fac referire la frumusețile României și la trăirile lui, la drama lui de exilat. Punem asta într-un context. Există un folclor toxic, deosebit de răspândit în Occident. Că românii nu pot să facă nimic împreună, că românii nu știu ce, că în România, nu știu cum este în România, și tot felul de alte lucruri. Imaginați-vă că toți acești oameni au reușit să spargă. Pentru mine, eu aduc acum o mărturie solemnă, că profit de această emisiune, am avut ocazia, când colaboram tot la televiziunea din Montreal, împreună cu Ducu Șuteu, și eram și cu Dan Fornade la revista Luceafărul, la ziarul Luceafărul,
Am primit invitație pentru Congresul Mediilor Românești de Pretutinde. Faptul aproape insignifiant că am fost invitat și am avut ocazia să mă întorc oficial în țara mea. Eu nu m-am întors turist. Eu nu m-am întors să-mi văd neapărat familia sau prietenii, o chestie din asta. Eu m-am întors pentru că am fost, mi s-a deschis o ușă. Și am intrat, vă spun, pe la VIP, pe aeroport și asta, și după aia am fost la Cotroceni și toate aceste lucruri au jucat în sufletul meu teribil și nu voi uita niciodată acele momente, pentru că eu când am plecat din țară, am zis, nu o să mai văd țara. Și aveam lacrimi. Aceste lacrimi s-au transformat, de fapt, într-o amintire superbă că am reușit să întâlnesc România așa cum era la vremea respectivă. Și eu o găsesc acum, mă duc cu alt suflet de fiecare dată, pentru că găsesc și am cu ce să compar. Dacă rămâneam ancrat în acel folclor toxic, eu ziceam, sunt numai aici, e foarte bine aici și nici nu mă mai interesează de unde am plecat. Sunt mulți români care nici nu mai vor să vorbească românește. Asta e trist. Eu spun, când îți uiți limba, poate îți uiți și mama. Că e limba maternă. Să știți totuși că trăirile interioare sau drama exilului din acei ani probabil că s-a manifestat distinct la fiecare dintre noastre în parte. Da, fiecare. L-am avut în emisiune pe domnul Vladimir Paschievici și dânsul a cunoscut pe Vitilă Horia. Noi am făcut două emisiuni pe acest subiect. Și păstrează legătura și, Cristina Horia cu... Când el a plecat din România, avea 17 ani și a zis că nu se va mai întoarce niciodată. Da, a luat decizia atunci să nu se întoarcă, practic, și a lăsat în urmă tot. Exact. Deci e interesant cum s-a reîntors după Revoluție, bineînțeles. Aveți memoriile unui săgetător? Da. Acolo, de la domnul Paschievici, memoriile unui fost săgetător, Vintilă deci Horia. Este un jurnal lui Vintilă Horia. Scos. Să vedeți, de fapt, nu știu dacă reușiți să simțiți greutatea exilului și durerea faptului că este departe de țară. Retrăiește fiecare moment al copilăriei și al tinereții petrecute pe un munte, pe un râu. Caută, deci efectiv retrăiește zilnic tragedia României care se află departe de el. Nu știu câți s-au manifestat ca el, dar el este unul care a lăsat înscris acele trăiri, acele suferințe. Pentru că erau niște suferințe. Probabil de-aia era cu bagajul la ușă în ianuarie 90 și vrea să revină acasă. Ceva l-a oprit, v-a spus. A simțit sau a crezut, așa i s-a transmis, pentru că citează, nu știu care articol din Germania sau cine, ce îi spune din țară care veneau, că este același regim și că va fi mai feroce. Și a dat seama că este pus în pericol el din punct de vedere fizic. Iar în 1992 s-a și dus la Domnul și atunci n-a putut să-și revadă țara. Dar... prin toate scrierile dar lui și revin nu în țară, n-a venit dânsul în țară fizic, în schimb vă vin acum la bibliotecă, vă vin... A venit deja, Vintilă Horia este deja la bibliotecă? Am să vă și spun ce a ajuns deja la Craiova. Da. Însă în decembrie, pentru că am găsit încă un manuscris, deci Vintilă Horia a scris ca nebun, în continuu. Are nepublicate un jurnal din 89 până în 90. Acesta e un jurnal care a apărut după... A apărut după controversa de la Craiova din 2015. Exact, deci după pentru decesul. Pentru că, până la urmă, Muzeul Exilului, ceea ce s-a creat cu acest și culminează cu Muzeul Exilului, se datorează tot lui Vintilă Horia, prin ceea ce s-a iscat și prin întâlnirile de la Craiova. Pentru că dacă nu ieșea controversa legată de Institutul Elie Wiesel, deci la Vintilă Horia nu era cunoscut în România niciodată decât ca un român care a scris pe la Paris, Dumnezeu s-a născut în exil. Și atât. Însă controversele iscate atunci, în decembrie 2015, când se împline centenarul. Da, centenarul nașterii lui, când s-a născut lângă Craiova, în Segarcea, au făcut-o pe doamna de la editura Vremea, pe doamna directoare de acolo, Silvia Colfescu, să-și asume rolul de a-l traduce și retipări pe Vintilă Horia în română. În niciun an de zile a publicat până acum 10 cărți ale lui Vintilă Horia, mai are în pregătire încă 10, pentru că el, v-am spus, a scris efectiv ca nebunul. Fata dânsului are toate manuscrise. Acum sunt toate la Muzeul Craiova. Sunt toate la Muzeul Craiova. Ea și-a păstrat doar, cred că are vreo 50 de cărți, diferitele ediții în diferitele limbi ale lui Dumnezeu s-a născut în exil. Asta a păstrat și câteva cărți personale care să-i aduc aminte de tatăl ei. Restul a donat tot? A donat tot, inclusiv mobilier. Mobilierul deja l-am recondiționat, ce am adus astăvară. E vorba de birourile de lucru, scaunele, mașinile de bătut,
foarte multe documente care au aparținut personal, gen ochelari, niște decorații primite în Spania și niște fotografii senzaționale, pentru că vedeți că vorbeați de să ajungem la aceeași masă să fim români. Acasă, Vintilă Horia este considerat un scriitor român controversat. La Madrid, Biblioteca Națională a Spaniei, pentru că efectiv folosesc un teren mai urât, m-am țigănit cu cei de la Biblioteca Națională a Spaniei și în ceea ce înseamnă biblioteca lui personală am împărțit-o, pentru că și ei vreau jumătate din cărțile din biblioteca lui, pentru că îi fac o sală, care se va numi Vintilă Horia. În orașul în care mergea la plaje, o stradă se numește scriitorul Vintilă Horia. La noi în România este controversat și e bine să-l lăsăm așa, că nu e politically corect să-l aducem în față sau să vorbim despre opera lui. Iar în toate ziarele și, mă rog, în arhivele lui personale sunt fotografii cu regele Juan Carlos, sunt fotografii cu arhiepiscopul primat al Spaniei. Ceilalți nu l-au văzut controversat, dar la noi tot timpul trebuie să noi răcăim. Suntem un pic mai speciali. Da. Nu doar Vintilă Horia s-a întors acasă. Când zic s-a întors acasă, mă refer, bineînțeles, la operele și la tot ceea ce au creat. Leonido Măligă, cel care era anfitrionul și animatorul exilului parizian, cel care finanța cenaclul de la Nui, în această vară am fost la soția domniei sale, a venit și ne-a dat tot ce se putea legat de biblioteca lui Leonido Măligă. Celebru. Și pentru că Leonido Măligă era finanțatorul cenaclului, vă dați seama cam ce dedicație are de la toți cei care veneau să citească la cenaclul finanțat de el. Vreo 30 de cutii, când zic cutii, sunt cutii de carton, sunt cu arhiva de 30 de ani a cenacului de la Nui. Absolut tot ce s-a produs la cenacul de la Nui, în manuscris, se află deja la Craiova. Plus, arhiva Asociației Hiperion, o asociație înființată, cred că, prin anii 80, de Leonido Măligă și Basaran Nicolescu, care distribuia și redistribuia tiraje de cărți românești în diferite zone ale exilului. Adică dacă o carte românească nu se mai vindea în Spania, era retrasă din Spania prin Asociația Hiperion și trimisă în Germania, acolo unde era o comunitate românească puternică. Vă dați seama ce bază de date avem în acea asociație de români, de editori români, de scriitori români, de consumatori de cultură români. În septembrie am adus toată biblioteca și arhiva lui Cicerone Poghir, este cel mai mare orientalist român. El a și trecut pe la Craiova, din fericire pentru noi, în perioada în care Basarabia a fost ocupată de ruși, când au fugit, familia lui a ajuns la Craiova. Și am recuperat de acolo o bibliotecă impresionantă și impresionant este și materialul documentar pe care el l-a folosit pentru a-și fonda și a-și susține niște teorii legate de limba română. Iar fără aceste teorii, Mircea Eliade spune că nu ar fi putut să-și finalizeze monumentala lui enciclopedie, tratatul de istoria religiilor. Cicerone Poghir este cel care l-a introdus lui Eliade pe Culiano, pentru că îl descoperise și știa că este o capacitate. Și el se află integral la Craiova, acum am primit semnale din partea familiei Poghir să venim să luăm și restul de 10 cutii pe care le-au găsit într-o altă încăpere în care se află arhivă și fotografie aparținându-i lui. Așa cum cu domnul Popa mâine vom semna un contract de donație, probabil în 2 săptămâni vom semna la Paris, pentru că dacă am reușit să facem și deschiderea către artiști plastici, cu Mircea Milcovici și Maria Meșteru. El este un sculptor foarte bine văzut și vândut în Franța, un om de cultură excepțional, iar Maria Meșteru este probabil cel mai mare pictor de icoane și ortodoxe și romano-catolice tot în Franța. Sunt tot români, iar dacă vreți, catalizatorul cu care i-am convins să-și doneze operele către Craiova este clădirea Muzeului Exilului. Da. Am arătat fotografia domnului Milcovici, unde va fi Muzeul Exilului, și cu lacrimi în ochi mi-a spus că acolo a luat pensul la mână, pentru că în perioada comunistă, în această clădire a familiei Dianu, era o veche familie boierească a Craiovei, a funcționat Școala Populară de Artă. Mm-hmm. Iar secția de pictură l-a avut ca elev pe domnul Mircea Milcovici când dumnealui era la Craiova. Un lucru senzațional, dacă vreți, legătura dintre el și Craiova, este faptul că a părăsit Craiova pentru că nu a fost bine primit de către comunitatea artiștilor plastici în Craiova și era înfierat cu mânie proletară de protipendada zilelor
mă rog, oamenii de cultură, cu ghilimele de rigoare, comuniști, care îi spunea că este eretic din punct de vedere al compoziției culorii, că nu face cum trebuie. Ieșea din standard. Da, nu păstrează linia trasată de socialismul istoric. Uh-huh. Și ce este și mai frumos este că a păstrat caietul de expoziție care l-a făcut să plece din Craiova în 1960 și ceva. Iar acel caiet de expoziție în care tovarășii scriu tovarășe Milcovici, nu ai făcut nu știu ce tovarășe, de ce n-ai făcut, acel se va întoarce la Craiova. Din păcate, cei care l-au înfierat atunci nu mai trăiesc astăzi să vadă ce au produs, pentru că asta este, dacă vreți, nu știu dacă îmi permite să spun că există și o parte frumoasă a exilului. Poate că exilul a scos ce a fost mai bun din acești români și v-a făcut pe toți să deveniți prețioși. Pentru că nu știu cum scriau sau cum produceați dacă rămâneați în România sau dacă mai produceați ceea ce ați produs peste granițe. Distanța de țară, și chiar am vorbit cu cât e mai mare distanța față de țară, cred că și cumva dragostea e invers proporțională. Deci ți se trezește vrând nevrând un aveți sentiment. Aveți peste tot pe aici tricolorul la domnul Popa acasă? Nu, pe noi ni se critică, zice, ce atâta patriotism? De unde a sărit patriotismul ăsta deodată? Cam asta ne-a mai rămas. Dacă vreau să spun că aici e un costum, dacă tot vorbiți de Craiova, e un costum popular oltenesc, are 100 și de ani, este frumos. Al bunicii mele, cu sut, foarte cu mâna ei, și l-am adus din România tot pentru a avea cât mai aproape, știu eu, rădăcini sau... Da, păi ăștia sunt rădăcinile tradiției noastre. Exact. Ce vreau, apropo de aceste, foto... Vorbeați de lacrimi, vă dați seama câte lacrimi sunt cusute, sunt acolo. Aici vreau să ajung... Sunt jumate olteancă, acum dacă tot a venit vorba, că... Aici vreau să ajung. Această fotă și această ie are o valoare sentimentală într-un fel pentru tine ca legătură de familie. Această fotă și această, indiferent ce este, indiferent din ce unghi o privești sau ce critic de artă o analizează, ea rămâne aceeași. Ceea ce este foarte important la un muzeu, indiferent ce materiale și ce documente intră în acest muzeu, că sunt privite dintr-un unghi astăzi care poate să fie defavorabil. Dar nu știu precis, poate mâine, poimine, poate lucrurile astea capătă o altă, dar ele trebuie să existe. Eu sunt pentru ca tot ce se poate aduna din punct de vedere al artefacte, documente, fotografii, tot ceea ce românii au produs, că au produs bine sau nu au produs bine, nu judecăm. Le punem în muzeu. Are cine să judece. Le punem în muzeu, că asta este muzeu, este o mare conservă. Este o conservă care are o valoare pentru eternitate. Asta a fost dintotdeauna gândul omului de a se apropia de eternitate, măcar la nivel uman. Există și o altă viziune a plecării omului în eternitate altfel. Uh-huh. Acolo cum ai venit, așa pleci. Nu pleci cu muzeul după tine, nici cu mașina, nici cu casa, cu nimica. Dar un lucru e cert. Tu, cu sufletul tău, te duci în eternitate într-un fel, iar lucrurile care tu le-ai făcut trebuie să rămână o mărturie. Pentru că, alminte, nu ne sălbăticim. Ne vom sălbătici dacă nu lăsăm mărturii. Oricum, și emisiunea noastră de astăzi e nu numai să spunem scopul vizitei dumneavoastră aici la Montreal, dar și să ne asculte, pentru că suntem priviți de români din toată diaspora, deci le dăm un semnal dacă există muzee sau oameni care au strâns și au de donat și vor ca munca lor sau ce au strâns de-a lungul produsul atâtora, cultural, produsul este cultural, cel mai bine denumit, că înglobează tot. Și nu mai are cine să se ocupe de el. Și dacă aici în diaspora nu se întâmplă nimic unde ne-am putea lăsa deocamdată. Poate asta va avea o formă de catalizare pentru noi. La muzeul exilului. Poate vor ajunge aceste lucruri să declanșeze și la nivel morealez. Poate mâine, poimine, la o inițiativă pozitivă și aici. Da. Gândiți-vă că noi am pornit la ideea acestui muzeu doar de la Biblioteca lui Basaram Nicolescu. Bine, acum că vă întrerup un pic, că mi-ați povestit înainte de emisiune un pic despre muzeul
Aman, nu? Care da. A plecat de la o donație. Biblioteca noastră face 110 ani. Okay. Da, ea a fost înființată. Puneți-ne un pic, mi s-a părut interesant. Deci de la o donație a unei familii. De ce se numește Alexandru și Aristia Aman? Și Aristia Aman, da. Alexandru este fratele pictorului Teodor Aman, Aristia este soția lui Alexandru Aman. Alexandru Aman a parcurs toate etapele unei carieri juridice de succes, ajungând inclusiv președintele Curții de Apel Craiova. Uh-huh. Ei nu au avut copii, nu au avut moștenitori. Erau în epocă cunoscuți ca o familie model, se iubeau foarte mult, mergeau pe stradă, luați de mână pe strada principală a Craiovei unde se plimbau boierii, ei erau familia care depășiseră cumva standardele. Nu rețin foarte bine în memoriile cu ei, am citit că la un dat s-au scandalizat unii pentru că i-au văzut să rătunduse pe stradă, deși erau cine erau. Da. Mă rog, erau normele vremurilor de atunci. Respectiv, da. Însă sunt cu adevărat patrioți craioveni pentru că el a murit în secolul XIX, spre finalul anilor 1800, ea a murit în 1905. El moare primul și în testamentul lui scrie așa: las orașului meu Craiova casele și pământurile pentru a se face o bibliotecă pentru locuitorii acestui oraș. Testamentul lui este întărit de testamentul Aristiei Aman, care înainte de moarte, în 1904 face testamentul Aman, în 1905, practic reîntărește testamentul lui Alexandru Aman și ea vine și detaliază și spune: în clădirea în care ei locuiau, casa care astăzi este, în clădirea Aman astăzi, trebuie să funcționeze o bibliotecă în cele două săli de la parter, a și explicat. Iar în cele două săli de la etaj, într-una să fie muzeu și într-una să fie pinacotecă. Bazele celor trei secții, să le spunem, ale fundației, care se numea Fundația Alexandru și Aristia, pentru că ei așa și-au dorit, erau colecțiile lor personale. În cele două încăperi de jos se aflau biblioteci cu cele vreo 5.000 de cărți pe care ei le dețineau, cărți în limba franceză, pentru că ei aveau abonament la toate librăriile de la Paris, fiind o familie foarte bogată, oameni de cultură, își cumpărau cărțile de la Paris prin poștă, pentru că exista această posibilitate încă de din secolul XIX. Iar muzeul, sala muzeului era în baza artefactelor vechi pe care ei le cumpăraseră sau le primiseră, iar pinacoteca era formată din tablourile familiei pe care ei și le adunaseră de-a lungul vieții. Ciudățenia, dacă vreți, sau istoria acestei fundații este că ea este întreținută de primărie, pentru că Alexandru și Aristia Aman lasă orașului Craiova mii de hectare de teren pentru a întreține fundația Aman, cea care la rândul ei întreținea biblioteca, și lasă cumva în testament acolo o însemnare specială pentru clădirea servitorilor din curtea viitoarei biblioteci, obligatoriu să locuiască directorul fundației în curte pentru a supraveghea activitatea muzeul. Angajaților. Da. În istoriografia vremii este prezentat ba muzeul Aman, ba biblioteca Aman, dar de obicei este fundația Aman. Deja o mini-instituție subordonată primăriei municipiului Craiova. Ultimul director, poate și cel mai important al secolului nostru, al fundației Aman, este poeta Elena Farago, cea care este ultima care a locuit în acea casă. Are și ea acum în casa memorială Farago, pentru că deja se numește așa. Am reușit să-i refacem un birou de lucru după, colegele mele au făcut, după ultima fotografie cu ea în viață în acea încăpere. Și avem vreo 980 ceva de piese care au aparținut și care sunt puse fiecare pe raftul, așa cum se vede în poză, sunt rearanjate. Este sala unde îl primea pe Iorga, pentru că Iorga pentru Elena Farago a fost cam relația pe care a avut-o și Eminescu cu mentorul lui, care îi aduna poeziile din, le scotea din coșul de gunoi. Și da, la fel Iorga e cea mai fată, adună-le și publică-le. și ea este astăzi cine este pentru Elena, copiii noștri, pentru că toată programa școlară a copiilor noștri este înțesată de poeziile Elenei Farago. Învăța poeziile. În 1916, unul dintre directorii fundației Aman este dat jos, e vorba de Ștefan Ciuceanu, tatălui Radu Ciuceanu, cel care astăzi este directorul Institutului pentru Studiul Totalitarismului, este îndepărtat de la conducerea fundației Aman, nu trece ușor peste acel moment, și ia în dinți hotărârea să fondeze un muzeu al Craiovei. Și atunci, pentru că nu prea aveau cu ce să umple acel muzeu, îi se dă voie să facă muzeu, vine și practic ia secția muzeului din fundația Aman și fondează ceea ce astăzi se numește Muzeul Olteniei din Craiova. Un alt mare filantrop al și mecena pentru instituțiile culturale din Craiova, cea mai importantă familie, cea mai bogată, familia Mihail, lasă
ceea ce astăzi se numește Palatul de Artă, sau Muzeul de Artă, este Palatul Jean Mihai, este o clădire splendidă, să fie muzeu de artă, dar din nou nu prea aveau ce tablouri să pună. Și atunci și ei au venit la Fundația Amant și au luat secția de tablouri și au dus-o la Muzeul de Artă. Astăzi în Craiova, dacă vezi, de numele celor doi, Alexandru și Aristia Aman, se leagă trei lucruri. Biblioteca, deja care poartă numele Alexandru și Aristia Aman, în Muzeul Oltenii, cea mai importantă colecție de lucruri vechi, de obiecte de muzeu, se numește Alexandru și Aristia Aman, iar în Muzeul de Artă al Craiovei, cea mai importantă colecție de tablouri, se numește Alexandru și Aristia Aman. Dar iată că nu putem, mai glumesc cu colegii mei, directorii de muzee, și le spun că la un moment dat ne putem gândi să venim să ne luăm lucrurile înapoi și să-i lăsăm puțin fără ce să aibă să afișeze. Dar uite că Dumnezeu a făcut ca noi să revenim la Fundația Aman de la începutul secolului 20 cu bibliotecă, muzeu și pinacotecă, pentru că toate aceste trei segmente ale Fundației Aman erau la înființare, au dispărut, pentru că în perioada comunistă a rămas doar biblioteca, care săraca de ea a devenit ba regională, ba raională, ba municipală, într-un final a rămas județeană după Revoluție. Bine, s-a îmbogățit această bibliotecă mai am nou cu deja, Biblioteca Exilului. Și după Biblioteca pe care Exilului o să o transferați cu altă instituție, pentru că Biblioteca Exilului Basaram Nicolescu a fost nucleul și piatra de temerie pe care s-a construit acest proiect. Vă spun, dacă nici acum, cele câteva luni care s-au scurs de la idee la semnarea contractului, dacă Basaram Nicolescu nu bătea pivnițele Parisului, nu reușeam să adunăm ceea ce v-am spus că am adunat într-un timp extrem de scurt. Adică Vintilă Horia în două transporturi l-am adus de la Madrid, Mămăligă cu tot ce ține de cenacul de la noi într-un transport, Poghirc într-un transport, pe Paul Barbăneagră ni l-a adus Basaram pentru că a luat legătura cu soția, cu doamna Rozi Barbăneagră. Deci dânsul a fost într-un fel este omul care este acea rotiță foarte importantă care a pus în mișcare angrenajul. A identificat și încă mai căutăm, sunt personaje extrem de importante în Europa de Vest cărora li s-a pierdut urma, din păcate. S-au pierdut foarte multe lucruri importante în cei 27 de ani de la Revoluție. Nu știu cum sunt legile aici în Franța, nu pot să vinzi o casă cu ceva în ea. Și atunci, cum murea un român important ca acea locuință să poată fi vândută, tot ce era în ea s-a aruncat în stradă. Așa s-au pierdut, nu doar biblioteci, s-a pierdut o istorie. Enorm, pentru că în baza documentelor pe care, nu vă închipuiți că am deschis toate cutiile, n-am avut timp. Știu ce am băgat în ele, dar nu am studiat. Cu siguranță istoria exilului se va rescrie, pentru că noi ce știm în România știm fragmentar, știm foarte puțin și știm destul de subiectiv, nu știm tot. Da. În cunoștință de cauză, firul discuției lucrează asupra inimii mele și poate că această fundație care a fost în familia Aman să se continue cu cuplul Rodica și Șerban Popa. Domnul Șerban, e o bucurie să vă primească operele înapoi acasă. Onoarea să știți că este a noastră. Onoarea este a noastră. Da. Deci vreau să vorbesc și despre evenimentul de mâine. Deci unde va avea loc și ce se va întâmpla exact? Da. Ce să fie? O să fie mâine un moment destul de condensat după Sfânta Liturghie de la noi de la biserică și evident că vor fi trei luări de cuvânt de câte 10 minute, nu va dura foarte mult, iar invitația care se va adresa cei care sunt interesați după aceste mici prezentări să rămână și să ceară lămuriri asupra muzeului, asupra fenomenului. Și uite că joacă un rol deosebit chiar și această prezența noastră de aici, care cred că va crea mai multă curiozitate. Este foarte importantă prezența de aici dacă ne referim la diseminarea informației și a acestui proiect. Deci mine va avea loc, practic, va fi evenimentul în care domnul Popa va deveni oficial donator și va face parte din fondurile care vor fi expuse în Muzeul Cărții și Exilului Românesc de la Craiova. Cât va dura sau cum procesul, pașii următori sunt de transferare? Adică în Europa e mai ușor un pic. Este foarte ușor, foloseam camionul. Exact, aici e un pic mai complicat. Oceanul și, dar
am trecut sau am sărit peste bariere mult mai importante decât o firmă de transport. Mie mi-e frică că el e mai tânăr și e mai dinamic ca mine. O să se miște mai repede decât ai să deci poți tu să... Eu aici trebuie să pregătesc toată inventarul donației, dar este deja foarte stufos. Am prezentat ieri domnului director numai folderele, citindu-le, și erau destul de multe aspecte și chiar pentru mine prinde bine, pentru că eu am fost un om tot timpul de acțiune, fără să analizez foarte mult ceea ce am făcut, mergând tot timpul înainte, fără să am în spate o infrastructură birocratică, cum s-ar zice. E, acum am ajuns la momentul în care, trăgând linia, se face totalul. E, acest total eu trebuie să îl creez măcar virtual, ca să putem face transportul și să știm ce am pus în transport. Eu oricum găsesc că e o bucurie să avem domnul Șerban, el își donează operele, dar într-un fel duce și Canada cu el acolo, înapoi în România, la Craiova. Aici este această frumusețe a ideii de a încerca să fii util tuturor celor dragi din jur, și nu putem să uităm că noi ne-am născut unde ne-am născut, că noi vorbim o limbă care am primit-o și am început să o simțim încă când eram în burta mamei și nu putem care să... vine de departe. Da, și nu putem să de trăim la Daci. Nu putem să trăim fără să știm de unde am plecat, pentru că n-am ști unde să ne întoarcem. Deci omul care și-a pierdut adresa, și-a pierdut telefonul, și-a pierdut tot. Este un rătăcit. Care nu-și cunoaște istoria. Exilul este un simbol teribil a omului nerătăcit, a omului care cu adevărat știe de unde vine, știe ce face și știe ce reprezintă. Și chiar dacă a plecat și n-a trăit în spațiu... Deci el știe românesc, cine este. Trăiește la distanță mare, noi trăim românește aici. Cum să nu fii mândru? Cum să nu fii mândri? Care vă felicit că nu ați abandonat și parcă păstrați, bine, probabil că pentru noi fiind viața de zi cu zi, nu... Mi se pare normal. Da, dar vă felicit că ați reușit să păstrați. Am avut, a venit cineva la noi în vizită zilele trecute și s-a uitat în jur și a zis: eu n-am văzut atâtea steaguri românești în același loc, Popa, atât de condensat cum am văzut la voi. Deci, la cum studio. Să nu fii mândru când, de exemplu, Mircea Eliade a fost profesor la Universitatea din Chicago și el a fost un promotor, un malaxor al tuturor riturilor, culturilor sacre, ale pământ, ale tuturor popoarelor. E acest om care a marcat ceva, să-l uităm? Cum putem? Cum putem să trăim fără un Iorga, fără un Mircea Eliade? Am uitat să vă spun că am recuperat la Muzeul Exilului 2209 file manuscrise ale lui Mircea Eliade, redescoperind 112 file din jurnalul în limba română, pe care era... Fost prieten cu tatăl meu. Felicite. Iar despre aceste 300 de file chiar Eliade scrie în prefață că le-a pierdut. Dar am reușit să recuperăm 112 din cele 300. Da. În orice caz, emisiunea noastră inevitabil s-a ajuns la final. Aș vrea să spun, pentru că este corect față de domnul Dan Furnade, pentru că și dumnealui va lua parte la evenimentul de mâine, are în intenție să sprijine acest proiect al Muzeului Exilului prin ceea ce a făcut el aici pentru comunitatea românească. E vorba de colecția de ziare, reviste, toate tipărite pe continentul nord-american, care sperăm noi să ajungă și ele la muzeu. Și a făcut, nu pape pre, a făcut o enormă și a jucat un rol teribil de promotor al culturii. Deci ziarul Luceafărul a fost un laborator de a produce valori românești culturale bine ancrate în acest teritoriu, și Furnade, el a fost practic cel care a creat acest pol de interes și de acțiune de cultură împreună pentru mai multe
spirite românești care sunt astăzi deja la o anumită vârstă, dar care totuși și-au lăsat deja marca. Trebuie să-i mulțumim lui Dan Fornade pentru tot ceea ce a făcut și mai ales îi dorim, să dorim sănătate, să meargă mai departe malaxorului, că e un malaxor. Încă nu și-a terminat e un malaxor. Munca, încă n-a luat sfârșit la dânsul, sigur, continuă. Oricum, vă mulțumesc mult că eu vă mulțumesc în numele românilor din diasporă și din exil și din care, uite, poate pot reveni în țară prin obiectele care le-au strâns, dacă pot. Știu ce înseamnă pionieratul și știu ce înseamnă să faci foarte mult voluntariat, chiar dacă... Benevol e cuvântul nostru de căpătâi, cum s-ar Avem spune. Un simbol în această emisiune. Se pune din nou cursa Montreal-București. Deci, în momentul de față, mai trebuie autostrada București-Craiova. Nu, doar Pitești. Ne legăm de Pitești-București. Aici. Vă mulțumesc amândouă că ați fost alături de noi astăzi la emisiunea noastră și nu știu dacă știți, noi avem un slogan al postului nostru, să fim uniți. Le dorim tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei, să se ajute între ei, să fie uniți și să ne urmărească. O să încercăm să mai aducem în studio oameni de valoare oricând îi vom găsi și de oriunde ar veni ei. Vă iubim de aici, de la Montreal. O zi bună!